așa parcă este un, 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 duc de adorare, în același timp de smerire înaintea lui Dumnezeu, de proslăvire a Domnului Isus și slavă Domnului că ne aduce acolo unde trebuie, unde Hristos este înălțat, iar noi, care suntem mai puțin mai prejos decât El, suntem ascunși cu Hristos. Asta e frumusețea. Nu suntem jos de tot sau să spunem că suntem nimica. Da, suntem nimica în comparație cu El. Suntem mai prejos decât El, dar suntem ascuși în El. Asta e frumusețea și haideți să citim în continuare, să lăudăm numele Domnului, să citim de la Ioan capitolul 12, începând cu versetul 23, 20. Ioan capitolul 12 cu versetul 20. Niște greci dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei. L-au rugat și au zis, Domnule, am vrea să vedem pe Isus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei. Apoi Andrei și Filip au spus lui Isus. Drept răspuns, Isus le-a zis, A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare aduce multă roadă. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Acum, sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alții ziceau un înger a vorbit cu el. Isus a răspuns: Nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acestuia va fi aruncat afară. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Vorbind astfel arăta cu ce moarte avea să moară. Amin. Și vrem să mai citim câteva versete uh, din Evanghelia după Ioan, dar vrem să ne oprim deocamdată la textul acesta. Și mă gândeam atunci când uh, chiar mi-aduceam aminte când mă pregăteam pentru un examen la facultate, urma peste ceva timp să urmeze uh, examenul în sesiune și mi-aduc aminte că din timp mă pregăteam dar era o perioadă de pregătire mai intensă cu câteva zile mai înainte. Și cei care au trecut prin astfel de sesiuni știu că te pregătești cu câteva zile înainte, parcă mai intens, mai intens și parcă suntem conștienți de ziua examenului, parcă cu o săptămână, cu câteva zile. Și chiar în ziua examenului, suntem așa de preocupați că vine ora examenului, și a sosit momentul în care vom intra în sala de examen și vom da testul. Și m-a dus cu gândul atunci când meditam la textul acesta, chiar la exemplul acesta, că Domnul Isus a venit pe acest pământ, a fost, a venit să moară pentru păcatele noastre, a făcut lucrarea lui Dumnezeu cât a fost pe acest pământ. Încă de când s-a născut, el a trăit pe acest pământ, a trăit o viață curată. La vârsta de 30 de ani, a început lucrarea lui Dumnezeu, l-a proslăvit pe Dumnezeu prin lucrarea pe care a făcut-o, cum spune în Ioan, capitolul 17. Dar a venit un moment și el știa că va veni un moment. Va veni, cum spune Domnul Isus, în, în versetul 24, în versetul 23, a sosit ceasul să fie proslăvit. Fiul omului. Știa că va veni momentul când va pleca din lumea aceasta. Știa că va veni momentul în care urma să plătească pentru păcatele noastre pe cruce la Golgota. Și în această dimineață, la ceasul acesta, sărbătorim moartea Domnului Iisus, învierea, înălțarea Domnului Iisus. Știm că pentru Domnul Iisus a venit momentul, a fost un moment a fost un ceas anumit și el știa exact momentul, chiar când Domnul Isus este la cina cea de taină, înainte să frângă pâinea și vinul, spune că cine va întinde pâinea, va întinde mâna să ia din blid cu mine, acela este vânzătorul și după ce se descoperă vânzătorul, Iuda Iscarioteanul spune a fost proslăvit fiul omului, a sosit ceasul, acum a fost proslăvit fiul omului. Știa că acela este momentul premergător în care Domnul Isus avea să moară, avea să învieze, avea să fie înălțat și avea să fie ridicat la ceruri și să stea la dreapta lui Dumnezeu și acum stă în glorie, îmbrăcat în slavă și mijlocește pentru fiecare dintre noi, slăvit să fie numele. Și vedem că Domnul Isus s-a pregătit pentru ceasul acesta și a fost un ceas anumit. Și a meditat la ce înseamnă să fie proslăvit, ce, înseamnă, ce a însemnat pentru Domnul Isus să fie proslăvit. Nu doar că a plecat din lumea aceasta și vedem că Domnul Isus spune mai multe detalii ce, înseamnă, ce a însemnat pentru Domnul Isus să fie proslăvit. Un mod prin care a fost proslăvit Domnul Isus a fost prin moarte, și spunea Domnul Iisus că dacă grăuntele de greu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare aduce multă roadă. Gloria pe care a primit-o Domnul Iisus nu a primit-o fără să meargă la moarte, fără să plătească pentru păcatele noastre, fără să se smerească. Domnul Iisus nu a revenit în glorie. Și în Ioan, capitolul 17. Cu versetul 4 și 5 spune, eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac și acum, tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine în, înainte de a fi lumea. Domnul Iisus înainte să vină pe acest pământ avea o slavă extraordinată, a lăsat slava cerească, a venit, a plătit pentru păcatele noastre, dar urmea să primească din nou acea slavă. Dar Domnul Isus nu a revenit din nou în slavă și proslăvirea aceasta nu s-a întâmplat fără smerirea Domnului Isus. Iar în Filipeni, capitolul 2, versetul. Dacă ne uităm de la versetul 10, nu doresc să greșesc și putem să ne uităm chiar acum, în versetul 7 până la versetul 10 spune, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Vedem, drumul acesta către slavă a fost un drum prin moarte, a fost un drum prin smerire, a fost un drum de ascultare față de Dumnezeu. N -a, Domnul Iisus n-a primit această slavă cu care era îmbrăcat înainte doar pentru că și-a dorit-o spune, Tată, proslăvește-mă pentru că eu te-am proslăvit. Tată, proslăvește-mă cu slava cu care eram înainte pentru că eu mi-am sfârșit lucrarea. Și cum și-a sfârșit Domnul lucrarea pe acest pământ? Nu doar pentru că ne-a vestit Evanghelia, nu, pentru, nu, doar pentru că a vindecat bonlav, nu doar pentru că s-a purtat frumos cu oamenii, nu doar pentru că a spus despre Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, ci pentru că a sosit un ceas anumit în care Domnul Iisus a purtat păcatele noastre. Și noi, în această dimineață, putem să-i mulțumim lui Dumnezeu că Domnul Isus a fost proslăvit. Și ne bucurăm de, de lucrul acesta: că Hristos este, a fost proslăvit, a fost un ceas în care a fost proslăvit. Dar acest lucru este valabil pentru fiecare dintre noi răscumpărați în no Domnului, pentru că Hristos a fost proslăvit, dar Hristos este și astăzi proslăvit în noi. Și cum este Hristos proslăvit în noi? Prin faptul că prin credința în Domnul Isus am primit iertarea lui Dumnezeu. Prin faptul că am acceptat iertarea lui Dumnezeu și am acceptat că Hristos a purtat și păcatele noastre la cruce. Și atunci când viața noastră este ascunsă cu Hristos, atunci când ne recunoaștem că noi nu prin faptele noastre, prin, prin dorința noastră, prin ceea ce am putea face noi să ne răscumpărăm singuri, ci prin lucrarea jerfitoare a Domnului Isus, atunci Hristos este proslăvit. Iar în Ioan 17, cu versetul 10, spune: Tot ce este al meu este al tău, și tot ce este al tău este al meu, și eu sunt proslăvit în ei. În această dimineață ne bucurăm de faptul că Hristos este proslăvit în noi, prin faptul că am recunoscut că păcatele noastre sunt iertate prin jertfa Domnului Isus. Și în această dimineață vrem să se vadă Hristos, nu noi, ci Hristos, pentru că viața noastră extraordinară este ascunsă cu Hristos. Nu ne mai vedem noi, ci Hristos este proslăvit. Și Apostolul Pavel în, în Galaten 2 cu 20 spune atât de frumos și. Eu am, fost noi am fost eu am fost răstignit împreună Hristos, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Hristos este proslăvit în noi atunci când îl lăsăm să trăiască în El în noi. Atunci când se vede viața lui Hristos în noi și de multe ori parcă vedem viața noastră, Vedem egoismul nostru, vedem de multe ori faptele noastre, de multe ori vedem greșelile noastre, dar mulțumim lui Dumnezeu că și în această dimineață ne amintește, a sosit ceasul și în fiecare moment al vieții noastre este un ceas în care Hristos merită să fie proslăvit. Dacă astăzi suntem în momentul acesta, la acest ceas de aducere a mintei a morții Domnului Iisus, putem să spunem, a sosit ceasul în care eu nu trebuie să mă văd, ci Hristos să se vadă. A venit ceasul în care Hristos să fie proslăvit și nu viața mea. Și mai vedem un exemplu pe care îl dădea Domnul Isus în Ioan, capitolul 16, cu versetul 15, cum Hristos este proslăvit de Duhul Sfânt, spune, tot ce, este are, tot ce are Tatăl este al meu, în versetul 14, El de, vorbește de Duhul Sfânt, mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu, și vă va descoperi. Ce mare har este să știm că Duhul lui Dumnezeu care este în noi ne descoperă ce este a lui Hristos. Și nu putem să spunem că cunoaștem extraordinare lucruri și participăm la masa Domnului faptul că suntem noi special, ci pentru că Duhul lui Dumnezeu, cu scopul de a-l ploslăvi pe Isus Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, ne descoperă aceste lucruri. Avem parte de această cunoștință a Domnului Isus, avem parte de jertfa Domnului Isus. Și în aceste momente mai este un mod prin care putem să-L proslăvit pe Domnul Isus prin viața noastră, prin faptul că ascultăm de porunca Domnului Isus, pentru că la cina cea de taină, când Domnul Isus se întâlnește cu ucenicii, spune Domnul Isus: a luat pâinea, frântul, a mulțumit lui Dumnezeu, luați și mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat vinul, deci acesta este paharul care reprezintă sângele meu. Deci luați paharul acesta și faceți lucrul acesta. Faceți, este o poruncă, pentru că o faceți spre polmenirea mea. Și atunci când luăm și din pâine și din vin, nu facem altceva decât proslăvim pe Domnul Isus proslăvim numele Lui și atunci când ne bucurăm de masa Domnului, atunci când ne bucurăm de prezența Domnului care este în viața noastră, nu facem altceva decât faptul că îl proslăvim pe Domnul Isus. Haideți în această dimineață și prin rugăciunile noastre, acesta să fie scopul nostru, da, ne bucurăm de mântuirea Lui, da, ne bucurăm de vindecarea Lui, ne bucurăm de eliberarea Lui și ne bucurăm de, așa cum am cântat într-o cântare, că tot ceea ce are El ne dăruiește nouă, ne bucurăm de toate aceste lucruri, dar El ne dă toate aceste lucruri cu scopul ca El să fie proslăvit. Și aceasta se vadă și prin rugăcile noastre, că tot ce avem primim de la El pentru ca Hristos să fie proslăvit în noi. Amin.